Nu mă să încep. Ne mai încălză băleacă și cu anotimpul și cu toate cele. Comuniștii prin aceasta demonstrează că proiectul de interzicere a Partidului Liberal sau a meu ca președinte, fiind în funcție președintele Republicii, este unul pentru ei foarte periculos. Dacă ei strig, înseamnă că direcția noastră este bună. Păcat că nu am susținere în cadrul alianței. Poftiți? Nu, la moment, vedeți că n-am examinat nici în Parlamentul precedent și nici acum încă. Deci înseamnă că dacă ei strigă că din contra le aduce, îi consolidează și le aduce popularitate sau susținere, înseamnă că e invers. Omul care nu are frică o să tem să meargă pe drum și nu se uită prin părt și strigă valeu, vine nu știu cine. Înseamnă că corect, trebuie să nu pe ei. Noi trebuie să pedepsim crimele. Chiar întrebați oamenii simpli. O călcat un coș sau o furat o găină, este condamnat, nu? Ăștia au omorât milioane de oameni, regimul ăsta comunist, ideologia lor, și vor ca să rămână. Cu atât mai mult că noi avem trei rezoluții. OSCE, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Parlamentul European, care ne recomandă. Dar știți ce înseamnă recomandare? Și noi de ce tot încercăm că nu... Cei care nu vor să susțină ideea Partidului Liberal, pierd însă și ei în primul rând. Voronin azi a demonstrat că se teme. Înseamnă că noi trebuie să săpăm. Groapa mai adâncă.